Mihai Viteazul este voievodul care, deși a domnit doar 8 ani, a reușit să adune sub o singură conducere cele 3 provincii românești. Tot el a deșteptat în conștiința românilor ideea unirii, care s-a finalizat în 1918. În memoria domnitorului, Consiliul Județean Dâmbovița, în parteneriat cu Centrul Județean de Cultură, Primăria Comunei Aninoasa, Primăria Târgoviște, Universitatea Valahia, Arhiepiscopia Târgoviștei, Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, Complexul Național Muzeal Curtea Domnească și Biblioteca Județeană Ion Helie Ilia Drădulescu au organizat o serie de activități culturale în municipiul Târgoviște. Activitățile dedicate împlinirii a 420 de ani de la urcarea pe tronul țării românești a lui Mihai Viteazu sunt în plină desfășurare. Acestea au debutat luni, 18 septembrie, printr-un pelerinaj prin locurile în care Mihai Viteazu a trecut cu mai bine de 400 de ani în urmă. Este un pelerinaj intitulat Flacăra Unirii, un pelerinaj care a făcut să vibreze mii de români la vederea acestui simbol al unității naționale și, de asemenea, ascultăm mesajul de suflet pe care dâmbovițenii l-au dus în acest pelerinaj. Sărbătorirea voievodului Mihai Viteazul a început odată cu plecarea pelerinajului Flacăra Unirii în cadrul proiectului Toată România și va continua la Târgoviște între 18 și 20 septembrie. Prin diferite manifestații cultural-istorice, precum sesiuni de comunicări, vizite la monumentele și muzeele târgoviștene și concerte ale filarmonicii. Vom putea afla mai multe despre viața și personalitatea lui Mihai Viteazul și nu de la oricine, ci de la oameni foarte buni cunoscători ai fenomenului și anume academicianul Dan Berindei, în al preasfinția sa Nifon Mihăiță, arhiepiscopul și mitropolitul Târgoviștei, de asemenea profesorul universitar Radu Vergati și o serie de colegi din muzeu de la Universitatea Valahia și de la Asociația Cultul Eroilor. Vor fi comunicări în care, așa cum spuneam, vom afla lucruri noi sau vom aprofunda lucruri deja știute despre voievodul Mihai Viteazu. Pe 20 septembrie, în Piața Tricolorului, de la ora 18, târgoviștenii sunt așteptați la spectacolul folcloric aniversar Toată România, cu artiștii reprezentativi din cele 3 provincii istorice ale României. Iar apoi va avea loc retragerea de torțe, cu paradă militară și fanfară, de la Mănăstirea Dealu până la Casa Vasile Blendea. Activitățile culturale se vor încheia cu un foc de artificii.